doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principalele subiecte ale zilei. Polițiștii și specialiștii de la RAR controlează starea tehnică a autoturismelor în trafic. Primăria Giurgiu nu acordă prea multă atenție calității lucrărilor efectuate în oraș. Locatarii din Giurgiu nu sunt suficient de informați despre anvelopare. Nici o firmă nu a fost interesată să închirieze piața de grop pentru pește. Liga Prieteniei Giurgiu organizează o nouă competiție fotbalistică. Lucrările efectuate în Giurgiu, fie ele de reparații sau de investiții, sunt de cele mai multe ori de calitate slabă, iar cei care suportă consecințele sunt giurgiuvenii. Deputatul Florian Nicolae a atenționat că primăria ar trebui să acorde mai multă atenție modului în care sunt efectuate aceste lucrări pentru a preveni disconfortul creat de lipsa unei calități corespunzătoare a lucrărilor. În cele mai multe cazuri, lucrările efectuate în Giurgiu ori nu sunt finalizate la timp, ori sunt de calitate proastă, iar giurgiuvenii au de suportat disconfortul astfel creat. Este o situație care se înregistrează de mai mult timp, iar municipalitatea nu dă semnale că ar acorda mai multă atenție acestor aspecte. Consider că mai multă atenție din partea primarului municipiului Giurgiu este imperios necesară, pentru că, vedeți, acum cheltuim fondurile publice și sunt fondurile contribuabililor. Deci, dacă erau fonduri particulare, putea domnia să le cheltuiască cum dorește, dar fiind vorba de fonduri publice, trebuie să le cheltuiască și, dacă le cheltuiește, trebuie să le și urmărească. Sunt convins că sunt alocate sume pentru astfel de lucrări, însă trebuie să urmărească nivelul calitativ în funcție de cheltuielile pe care se efectuează. Tocmai asta, dacă îmi permiteți, tocmai asta contest și eu și subliniez neseriozitatea și superficialitatea primarului. Pentru că dacă dă dovadă de mai multă seriozitate în acțiunile întreprinse și mai multă atenție asupra urmăririi calității lucrărilor, și repet, sumele sunt îndestulătoare pentru executarea lucrărilor. Important este să se urmărească calitatea lucrărilor. Potrivit normelor în vigoare, firmele care execută diverse lucrări primesc autorizații de la primărie în condiții strict stabilite, care reglementează atât termenul de finalizare, cât și calitatea pe care ar trebui să o aibă lucrările. Astfel, municipalitatea ar trebui să verifice respectarea acestor condiții, dar realitatea arată că nu o face suficient de bine. În Giurgiu, în 4 ani au fost anvelopate cu fonduri europene doar 9 blocuri în cadrul unui proiect elaborat înainte de 2012. Acum primarul le spune oamenilor prin cartiere că în următorii 4 ani se vor anvelopa 100 de blocuri. Apelul de finanțare a fost deja deschis, însă nu toți locatarii știu exact despre ce este vorba, informările oferite de către primărie fiind sumare. În mandatul actualului primar în Giurgiu, în 4 ani, doar 9 blocuri, cele roz din cartierul Policlinică, au fost anvelopate prin fonduri europene. Acum s-a deschis o nouă sesiune pentru reabilitarea blocurilor de locuințe, iar primarul le cere giurgiuvenilor interesați să depună rapid documentația, deși termenul de depunere este de 15 noiembrie 2016. De fapt, de anvelopare va beneficia primul venit, pentru că asociațiile care nu se grăbesc să depună actele vor rămâne cu blocurile nereabilitate. În mod normal, pentru o informare corectă, era necesară organizarea unor întâlniri cu toți administratorii de asociații din Giurgiu și nu întâlniri prin cartiere în fața blocului odată la 4 ani, unde nu se pot oferi toate datele exacte. Așadar, cei interesați trebuie să știe că pe 15 martie s-a deschis apelul de proiecte pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe cu minim 2 niveluri, iar un proiect poate cuprinde cel mult 10 blocuri. Termenul de depunere a proiectelor este între 15 mai și 15 noiembrie, iar asociațiile de proprietari au un rol foarte important. Acestea trebuie să depună o serie de documente după cum urmează: o adresă în care se menționează intenția de a accesa fonduri europene pentru reabilitarea termică a blocului, hotărârea sau hotărârile de principiu ale adunării generale a asociației de proprietari, prin care se solicită finanțarea în cadrul programului operațional regional 2014-2020, hotărârea adunării generale a asociației de proprietari trebuie să cuprindă aprobarea intervențiilor sau măsurilor de creștere a eficienței energetice, tabelul din care se reiasă că 2/3 din numărul total de proprietari de apartamente sunt de acord cu anvelopa
ocuparea. Numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenții în interiorul apartamentelor, acordul a 100% din proprietarii apartamentelor sau spațiilor cu altă destinație decât locuință și apartamentelor cu destinație de locuință deținute de persoanele juridice, extras al cărții tehnice a imobilului, fișa tehnică a imobilului, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau orice alt document justificativ din care se rezulte faptul că blocul a fost construit în perioada 1950-1990, tabelul centralizator al lucrărilor executate ulterior construcției blocurilor conform formularului tip și extras de carte funciară declarație pe proprie răspundere din partea fiecărui proprietar care să ateste că apartamentul are destinația de locuință sau este spațiu comercial sau spațiu cu altă destinație. Noutatea din această sesiune de proiecte o reprezintă faptul că persoanele care realizează venituri medii nete lunare pe membru sub câștigul salarial net pe economie pot beneficia de ajutoare de natură socială pentru reabilitarea termică a locuinței. Contribuția acestora nu poate fi însă mai mică de 3,5% din valoarea lucrărilor. Costurile din cadrul proiectului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe sunt suportate în proporție de 60% de către Uniunea Europeană, 25% de către asociațiile de proprietari și 15% primărie. Prima rundă a licitației pentru închirierea pieței de gro pentru pește din Giurgiu nu a mai avut loc pentru că nu s-a înscris niciun ofertant. În aceste condiții a fost programată o a doua rundă a licitației, primăria încercând astfel să găsească în sfârșit o firmă interesată să preia piața de gro pentru pește. După ce anul trecut primăria înființa o direcție care să se ocupe de piața de gro pentru pește, ulterior s-a decis ca piața să fie oferită spre închiriere prin licitație. Primul termen pentru licitație a fost pe 24 martie, dar licitația nu s-a ținut fiindcă nu a participat nimeni. Piața de gro pentru pește de la Giurgiu devine ușor-ușor o minune a orașului, așa cum se întâmplă la Caracal, cu legenda binecunoscută. Și o țintă a ironiilor, din păcate, pentru că este un obiectiv cu care s-a cheltuit și se cheltuie. A avut loc o licitație pe 24 pentru închirierea acestei piețe de pește, dar nu s-a prezentat nimeni, nimeni nu a fost interesat să o preia și să o închirieze pentru a utiliza. Astfel încât pe 5 aprilie a fost programată o a doua licitație și rămâne de văzut dacă se va arăta cineva interesat să participe la această a doua rundă de licitație. Așadar, primăria așteaptă ca până săptămâna viitoare să primească înscrieri pentru participarea la licitația de pe data de 5 aprilie. Potrivit documentației pregătite pentru licitație, prețul calculat al chiriei ajunge la circa 190 de milioane de lei vechi lunar. Necesitatea de a permite refacerea vegetației pe terenurile utilizate drept pășun. Acest lucru a stat la baza apariției unor reglementări privitoare la modul în care se pot folosi pășunile. Codul bunelor practici agricole nu permite activitatea de pășunat în decembrie până în anul următor. Doar din aprilie animalelor le este permis să pască pe suprafețe destinate acestui scop. Indiferent de condițiile meteorologice sau alte criterii legate de forma de proprietate a terenurilor ori de organizarea unităților administrativ-teritoriale, bunele practici agricole interzic pășunatul pe o perioadă de circa 4 luni. Metoda a fost impusă de necesitatea refacerii vegetației între decembrie și aprilie pe terenurile care sunt pășuni. Tot în această perioadă se aplică reguli ferme cu privire la folosirea îngrășămintelor pe aceste suprafețe. Între 6 decembrie și 24 aprilie este interzisă această acțiune de pășunat, această activitate. La fel ca și în cazul aplicării acelor îngrășăminte, atât chimice cât și organice, cu reglementările din codul de bune practici și prin faptul că fiecare își asumă în baza unei declarații că le cunoaște și le aplică, este necesar să înțelegem că în perioada dintre 6 decembrie 24 aprilie e nevoie de acest repaus pentru a se reface și a se efectua acele lucrări privind întreținerea și menținerea în condiții optime a suprafețelor de pășune. Directorul Direcției pentru Agricultura județului Giurgiu a mai precizat că s-au semnalat încălcări cu privire la utilizarea perioadei stabilite pentru păscut, însă acestea nu au condus la litigii care să necesite soluționarea în instanță. Ar fi incorect să nu spunem că au fost multe sesizări sub aceste aspecte, însă din verificări n-au putut fi demonstrate. Litigii mai puțin spus, nu avem cunoștință că au fost urmate acele proceduri în instanță, însă, repet, au fost câteva sesizări, în sensul că existau turme la păscut, dar nu au fost confirmate în urma verificărilor făcute. E mai greu să faci această verificare și să și constați că există cele semnalate.
Astăzi s-a dat startul celei de-a doua etape de înscriere la clasa pregătitoare. Perioada în care părinții pot depune dosarele este cuprinsă între 30 martie și 8 aprilie. Cei care nu au depus dosarele în prima etapă ar trebui să se grăbească, pentru că în județul Giurgiu nu mai sunt disponibile decât 600 de locuri. Părinții care nu și-au înscris copiii la clasa pregătitoare în prima etapă din diferite motive o pot face odată cu începerea celei de-a doua etape de înscrieri la clasa pregătitoare. Cererile tip pot fi depuse la școli în perioada 30 martie-8 aprilie. În județul nostru au mai rămas neocupate 611 locuri, dintre care 168 în municipiu. Până la momentul acesta, respectiv după prima etapă de înscriere, din cele 2749 de locuri de la clasa pregătitoare pe care estimăm să le ocupăm, au fost înscriși cu cereri validate 2138 de copii, ceea ce înseamnă că la nivelul județului mai sunt disponibile 611 locuri, iar pentru municipiul Giurgiu, din aceste 611 locuri, mai sunt libere 168. După încheierea etapei a doua, în perioada 11-15 aprilie, se va face procesarea la nivelul unităților de învățământ, aplicând procedura specifică elaborată de Inspectoratul Școlar pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare în limita locurilor disponibile. Pe 15 aprilie se vor afișa în unitățile de învățământ listele finale cu înscrierile la clasa pregătitoare. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, numărul înscrierilor efectuate până în prezent se află la același nivel ca și cel de anul trecut. Jucător profesionist al sportului rege, Sergio Ramos juca fotbal încă de la 10 ani, astfel că între 1996 și 2003 era juniorul Sevillei. În prima echipă a aceluiași club a venit în 2004 și a marcat primul său gol aici în septembrie. Împreună cu celebra Real Madrid și cu naționala Spaniei, Ramos, aniversat al zilei de 30 martie, a cunoscut cele mai emoționante momente din carieră. Pentru fotbalistul spaniol Sergio Ramos García, data de 30 martie coincide cu ziua aniversării, pentru că sportivul s-a născut în Camas în 1986. La 10 ani era deja junior la Sevilla și în Primera División, tot pentru Fotbal Club Sevilla, debuta în 2004. Din sezonul 2005-2006, Ramos este transferat la celebra Real Madrid, echipă la care încă activează, cu ea bucurându-se de atribuirea în campionatul dintre 2007 și 2008 a titlului de cel mai bun fundaș din Primera División. Împreună cu echipa națională a Spaniei, Sergio a câștigat campionatul Europei în 2008 și 2012, dar și pe cel al lumii în 2010. Pe plan intern, fotbalistul se poate mândri cu alte câteva performanțe, din care nu poate fi exclusă cea a câștigării campionatului Spaniei după finalizarea sezonului 2006-2007. Tot în rândul performanțelor atinse de fotbalistul spaniol, aniversat la 30 martie, figurează un record de carieră. Până la 25 mai 2014, Sergio Ramos a marcat în toate meciurile jucate, interne și internaționale, peste 450 de goluri. Jurnalul TV Giurgiu continuă acum cu rubricile Sport și Meteo.
Vești bune din partea clubului Astra. Mijlocașul ofensiv de 25 de ani, Secu Oliseh, a semnat contractul cu gruparea giurgiuveană și poate debuta chiar în meciul de vineri cu Dinamo. O altă veste bună este că derbiul cu Dinamo se va juca în București, pe Național Arena, de la ora 20:30. Revenind la noua achiziție Astrei, Secu Oliseh este un fotbalist cu dublă cetățenie, liberiană și nigeriană, și a marcat golul victoriei în amicalul cu FC Voluntari de săptămâna trecută, după mai bine de o săptămână petrecută la antrenamentele conduse de Marius Mudică. La Astra, Oliseh va purta numărul 9 și a semnat un contract până la vară, fotbalistul liberian fiind marele pariu al lui Mudică pentru finalul sezonului în curs. Oliseh este un jucător extraordinar, cu nume a fost dat să văd în viața mea. Chiar m-am întrebat ce caut aici, a spus Mudică la Digi Sport Special, tehnicianul giurgiuvean fiind de părere că Oliseh va ridica cu mult nivelul fotbalului de la Astra, fiind un jucător care va face parte din planurile echipei și în sezonul viitor. Oliseh poate juca aripă stângă, dar și în atac ca al doilea vârf. Liga Prieteniei Giurgiu organizează, în colaborare cu Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, o nouă competiție fotbalistică adresată amatorilor. După ce anul trecut, în ediția de debut a Ligii Prieteniei, la Giurgiu s-au întrecut numai puțin de 16 echipe. De data aceasta nu mai este vorba despre o cupă, ci despre un campionat cu echipe 5+1. Și având în vedere cererile mari de înscriere, se preconizează un campionat cu două serii. Organizatorii v-au pregătit multe surprize pentru acest nou sezon. Trebuie să nu uităm faptul că la sezonul anterior am avut înscrise 16 echipe, iar pentru faptul că au existat doritori de a ieși la mișcare, au fost persoane care ne-au contactat și au dorit să organizăm din nou campionatul Liga Prieteniei. Anul acesta vom avea organizat campionatul la terenul sintetic de la Stănești, unde vom putea să organizăm campionatul de așa natură încât toate echipele să poată participa în zilele și orele care le sunt favorabile. Așadar, noul spațiu de întrecere este situat în comuna Stănești, iar echipele care vor să se înscrie în competiție o pot face la sediul Asociației Uniți pentru Giurgiu sau la telefon 0736 651 925. Anul acesta vom avea premii substanțiale. Liga Prieteniei Giurgiu v-a pregătit multe surprize, în sensul că vom avea turnee naționale și internaționale, vom avea petreceri în timpul și la finalul campionatului de fotbal, vom merge împreună la mare și la munte anul acesta și cu siguranță iubitorii de fotbal vor avea posibilitatea să se întreacă în trei tipuri de competiții sportive, și anume campionatul. Va fi structurat pe două serii, seria 1 și seria 2, iar pentru cei care vor să joace mai mult fotbal, vom avea posibilitatea să organizăm și Cupa Liga Prieteniei. Peste 20 de cluburi de karate Kyokushin din 10 localități din România și Bulgaria și-au înscris sportivii în vederea participării la Cupa Dunării la karate Kyokushin, probele kumite și kata. Competiția se va desfășura sâmbătă, începând cu orele 10, la sala polivalentă din localitate. Anul acesta, organizatorii sunt Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu și International Federation of Karate România, iar ediția a doua de sâmbătă se anunță una mult mai amplă față de ediția de debut din 2015. Întrecerea se adresează sportivilor cu vârste între 5 și 18 ani, copii, cadeți și juniori, iar giurgiuvenii iubitori de arte marțiale sunt invitați să participe la această competiție maraton, ce se va desfășura în paralel pe 3 tatamii. Joi, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 16 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei, iar temperaturile minime se vor situa în general între 2 și 12 grade. La Giurgiu vom avea vreme însorită cu valori ridicate ale temperaturilor. Maximile termice vor fi de 21 până la 22 de grade Celsius, în Giurgiu izvoarele și Comana, și 20-21 de grade la
Mihăilești, Hotarele și Bolind din Vale. Viteza vântului va fi de 17 km pe oră din direcție sud-vest, în timp ce presiunea atmosferică va înregistra 764 mm coloană de mercur. Apele Dunării se află în scădere cu 55 până la 65 de centimetri, cota probabilă estimată fiind de 417 cm. În aer, umiditatea va atinge 45%. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, puteți urmări în continuare în direct emisiunea La Porțile Dorului cu Ilie Clement. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate cele bune!